Bună ziua și bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Izabela Manolache și vă invit într-o călătorie cu totul specială despre timp. Învățăm astăzi despre cum putem citi ceasul, despre cum poate fi timpul exprimat și despre valoarea timpului. Și parcă nici când nu s-ar fi potrivit mai bine tema patrimoniului cultural pe care o vom descoperi în a doua parte a lecției. Haideți să vedem mai întâi cum poate fi definit timpul. Consultăm dicționarul explicativ al limbii române și aflăm că termenul timp provine din latinescul tempus, temporis, și se referă la succesiunea irreversibilă a fenomenelor. Știm deja expresia, putem da timpul înapoi, căci el este fără îndoială irreversibil. Timpul însă se referă și la o durată, o perioadă măsurată în ore, zile, anotimpuri, ani și așa mai departe, care corespunde desfășurării unei acțiuni, unui fenomen, unui eveniment și reprezintă o scurgere succesivă de momente. Este un interval, un răstimp, un răgaz. Dacă vă întreb acum pe voi, cum este timpul afară? Vă atrag atenția că mă interesează de fapt vremea, starea atmosferei într-o regiune, pe o perioadă anume dată, determinată de ansamblul factorilor meteorologici. Dacă printre voi există copii pasionați de muzică, poate știți deja că un timp reprezintă fiecare dintre pauzele egale care alcătuiesc o măsură în muzică, adică o bătaie. La orele de limba română studiem timpul drept categoria gramaticală specifică verbului, cu ajutorul căreia se exprimă raportul dintre momentul vorbirii, un moment de referință și momentul în care se petrece acțiunea. Pe scurt, când ne referim la timp, ne gândim la trecut, prezent sau viitor. Am aflat până acum că timpul are mai multe înțelesuri și că termenul poate fi folosit în mai multe contexte. Însă, noi ce știm mai exact despre timp? Știm că el este continuu și neîntrerupt, așa cum este istoria, de exemplu. Mai știm că el este o măsură a schimbării. Noi toți îmbătrânim pe măsură ce avansăm în vârstă. Și mai știm că măsurăm timpul folosind un ceas. Putem astfel controla durata evenimentelor și ordinea în care ele se produc. Însă, putem oare să ne desfășurăm activitățile zilnice fără să măsurăm timpul? Poate doar dacă suntem în vacanță. Altfel, nu prea putem. Ce vreau eu să exersăm astăzi este cum putem citi ceasul, având în vedere că în limba română nu există repere precum AM sau PM. Știm cu toții deja că ziua are 24 de ore, că o oră are 60 de minute și că un minut are 60 de secunde. Ceasul indică doar ora și minutul. La final, continuăm cu cea de-a doua parte a lecției, cea despre patrimoniul cultural. Dragi copii, învățăm în continuare despre patrimoniul cultural și de ce este important să știm ce înseamnă, din ce este format și cum poate fi acesta păstrat pentru generațiile viitoare. Și vreau să încep prin a vă povesti despre prima mea amintire legată de semnificația termenului de patrimoniu cultural și despre cum am descoperit, de fapt, sensul și importanța patrimoniului cultural. Eu m-am născut în Focșani, județul Vrancea, un județ renumit pentru podgorile întinse și pentru vinul bun, dar care corespunde și celei mai active zone seismice din România. În Focșani, eu am învățat la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, unde am avut profesori minunați, pe care mi-i amintesc cu drag, pentru că au pus temeliile bunei mele educații, așa cum se întâmplă și în povestea pe care vreau să vă împărtășesc astăzi. Eram un copil de clasa a șaptea și, într-o zi, la școală, doamna profesoară de istorie, Gabriela Obodariu, o profesoară extraordinară, ne-a dat următoarea temă,
să mergem să căutăm, undeva în centrul orașului, un monument. Și până la următoarea oră, să avem scris în caiete textul pe care îl vom găsi pe acel monument. Tema seamănă astăzi cu o adevărată aventură sau poate cu un treasure hunt și chiar așa a fost. Pentru că monumentul era unul cu totul și cu totul special. Era de fapt o bornă de hotar. Era borna care despărțea cele două țări care s-au unit în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, Moldova și Țara Românească. Nu doar că până atunci nu știam că orașul Focșani fusese unul de graniță, dar trecusem pe lângă acel monument de zeci de ori, așa cum ni se întâmplă zi de zi cu tot felul de lucruri pe lângă care pur și simplu trecem și le ignorăm. Însă procedăm astfel din neștiință, pentru că nu știm că dincolo de fiecare monument, de exemplu, se află o poveste, uneori o istorie întreagă, cum e cazul bornei de la Focșani. Și am ajuns astfel, dragi copii, la subiectul care cred că vă intrigă cel mai mult din lecția de astăzi. Ce este patrimoniul cultural? În primul rând, haideți să vedem împreună care este semnificația termenului de patrimoniu. Aflăm din dicționarul explicativ al limbii române că patrimoniu reprezintă totalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor materiale la care se referă aceste drepturi, care aparțin unei persoane. Patrimoniu poate fi un bun moștenit prin lege, de la părinți sau de la rude, o avere părintească. Însă patrimoniu înseamnă și totalitatea bunurilor care aparțin colectivității și sunt administrate de către stat. În plus, patrimoniul se referă și la bunurile spirituale care aparțin întregului popor, fiind transmise de la strămoși și reprezintă chiar o moștenire culturală. Patrimoniul reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor care au rezultat de-a lungul timpului din interacțiunea omului cu natura. Acesta se află într-o permanentă evoluție și contribuie fundamental la dezvoltarea umană și la creșterea calității vieții colective. Patrimoniul cultural este o comoară care trebuie protejată ca atare. În România, Ministerul Culturii este cel care se ocupă de protejarea, conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural, asigurând consultanță de specialitate și implementare în acest domeniu. Patrimoniul cultural reprezintă expresia unui mod de viață dezvoltat de o comunitate și transmis din generație în generație și include obiceiuri, practici, tradiții, obiecte, manifestări artistice, dar și valori. Patrimoniul cultural presupune atât elemente și valori materiale, cât și imateriale și conține dovezi istorice, evidente încă din antichitate. În anul 1994, UNESCO a lansat strategia globală pentru o listă echilibrată, reprezentativă și credibilă a patrimoniului mondial, cu scopul de a extinde semnificația definiției de patrimoniu mondial și de a valorifica, într-o mare măsură, diversitatea culturală și naturală a lumii, considerată a avea o valoare universală excepțională. Patrimoniul cultural poate fi, după cum spuneam, material sau imaterial. Dintre acestea, eu vreau să vă împărtășesc astăzi prezențele românești pe listele patrimoniului mondial. România are înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO 8 obiective, 6 culturale și 2 naturale. Biserici din Moldova, Mănăstirea Hurez, satul Romanii de Jos din județul Vâlcea, sate cu biserici fortificate din Transilvania, cetățile dacice din Munții Orăștiei, centrul istoric Sighișoara, biserici din lemn din Maramureș, delta Dunării și păduri seculare și virgine de fac din Carpați și din alte regiuni ale Europei, aceasta fiind o proprietate transfrontalieră din 12 țări. În lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, România este reprezentată de 7 elemente. De ritualul călușului, doina, artizanatul ceramicii de la Horezu, colindatul de ceata bărbătească, de jocul fecioresc, de tehnicile tradiționale de realizare a scoarței,
de practicile culturale asociate zilei de 1 martie. Potrivit unui studiu realizat în anul 2017, 88% dintre cetățenii europeni considerau că patrimoniul cultural al Europei ar trebui să fie predat în școli, deoarece ne învață despre istoria și cultura noastră. Educația în domeniul patrimoniului cultural ar oferi oportunități de implicare în diverse experiențe pentru a deprinde noi concepte și competențe. Prin experimentarea sau analizarea directă a patrimoniului cultural, copiii ar putea dobândi cunoștințe, capacități intelectuale și o gamă mai largă de competențe privind întreținerea patrimoniului cultural sau bunăstarea societății. Nu știu dacă până astăzi termenul de patrimoniu cultural vă era cunoscut sau nu, însă sper ca subiectul patrimoniului cultural să fie unul de interes pentru voi, indiferent de locul în care vă aflați, și să vă stârnească curiozitatea oriunde veți călători de acum înainte.